Iubiții noi ne găsim într-un loc în care um, am venit să ascultăm o conferință sau predică sau cine știe ce altceva, ci ne găsim într-un loc în care se manifestă puterea lui Dumnezeu. E, am citit săptămâna aceasta foarte mișcător cum au fost produse toate lucrările lui C.S. Lewis. Este atât de citat nu știu, acum când noi vorbim, poate că la mii de amvoane în lumea întreagă este citat omul acesta. El a spus unui, unui, prieten al lui, de ce mie mi se întâmplă că eu văd aceste imagini în mintea mea. Acum el a încheiat viața de tânăr, cam la 65-66 de ani. Um, și prietenul lui i-a spus, pentru că stătea în casă, nu mai pleca. I-a spus: De ce nu continui să scrii? Probabil că ai avea extraordinare lucruri de scris acum. De ce nu continui să scrii? El a spus, a dat un răspuns simplu. The picture stopped coming. Imaginele au încetat să mai vină. S-a încheiat lucrarea. Mă rog lui Dumnezeu, ca niciodată predica să nu fie produsul minții omenești, ci al descoperirii lui Dumnezeu. Predica nu trebuie confruntată cu un discurs, cu o analiză psihologică sau științifică sau de orice fel ar fi ea. Ea trebuie să fie produsă și considerată drept o descoperire a lui Dumnezeu adresată personal fiecarea dintre noi. Mă bucur că astăzi vedem printre noi oameni pe care noi am văzut așa de des. Vă spunem un foarte călduros bun venit tuturor. Și mă bucur că putem să petrecem acest sfârșit și început de an împreună. Dar mai însemnat este că putem să petrecem timpul acesta împreună cu Domnul și cu cuvântul Lui. Cea mai grea frază care a fost spusă sau auzită vreodată de urechile omenești a fost aceea pe care Iisus i-a spus lui Nicodem. Multe lucruri pe pământul acesta, vești rele, putem să suportăm să auzim, putem să vedem la... Știi, niște lucruri de, de spunea cineva, zice, domne, eu închid și fug, nu pot să mai stau acolo. Când am văzut în ce fel descriau un detaliu masacrul ăsta de la școala asta de acolo. Omul poate să suporte, vreau să spun. Nelimitat. Vorba românului să nu dea Dumnezeu unui om cât poate să poarte, că e groaznic. Dar e ceva care pur și simplu te descumpănește te dezechilibrează. N n n literalmente, omul nu poate să audă, respinge lucrul acesta. N nu reacționează, mai degrabă stă indiferent, îl lasă să treacă în lumea lui. Nici nu stă de vorbă cu așa ceva. Este atât de greu. Nicodem se apropie de Mântuitorul și e, îi spune cum este văzut. Învățătorule știm. Când a zis știm, înseamnă că toată lumea, că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Deci este lucru stabilit în toată, între noi, știm. Drept răspuns, în loc să-i spună Iisus așa este sau bine, ați, bine ai răspuns cum i-a spus unul altuia, drept răspuns Iisus i-a zis adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodem caută o cale către împărăția lui Dumnezeu, cum ar fi, spre exemplu, să-L pe Dumnezeu. Este un lucru extraordinar. Să spui că Dumnezeu e bun, că e înțelept, că face semne ca nimeni altul, că te-a Asta e extraordinar. Este extraordinar. Domnul spune, nu încerca să o colești. Nu încerca să o iei pe Există un singur drum către împărăția cerurilor și acesta se numește uh, calea. Calea te învață acum, Iisus, eu sunt calea, a spus el. Calea te învață acum că dacă un om nu se naște din nou, degeaba încerci deci să produci cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, poezii, să predici despre el, să spui la altul, să faci lucrări de binefacere. Sunt lucruri extraordinar de frumoase. Sunt aproape naturale acestea. Multor oameni Adevărat, adevărat îți spun totuși că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea în Asta a fost o afirmație groaznică. Dacă nu lași să treacă așa repede și te uiți în altă parte și zici treci prin gară mai repede că sunt ocupat, dacă te oprești și dacă te gândești, după o viață întreagă să spună cineva la vârsta ta, să spună cineva, oprește-te puțin. Trebuie să te naști din nou. Este. E teribil de greu să accepti că ai mers în direcția opusă. E teribil de greu să accepti că a fost. că chiar totul trebuie lepădat. Trebuie să mă nasc din nou. Sunt de acord să îndreptăm, să șlefuim, să îmbunătățim, să creștem, să mergem. Dar să te naști din nou înseamnă să negi absolut tot. Și dacă sunt copil, nu mi este greu. Dar dacă am niște zeci de ani în spate, atunci cum poți să-mi spui să neg tot ce a fost? Dacă sunt un om fără de lege, nu mi-este greu să recunosc lucrul acesta. Chiar mi-aș dori, mi-e sil de haina care o port. Dar dacă sunt un om credincios, dacă sunt unul care am fost așezat într-o poziție de frunte, el era un fruntaș al iudeilor. Dacă sunt un om care, totuși, mi-am -am luptat ca să ajung aici. Este Nu oricine era acolo unde era Nicodem, ca să spui unui astfel de om să nege toată această experiență. E groaznic. E groaznic. Nu vă uitați pasiv. N-am luat în serios această vorbă, că dacă o luăm în serios și ne, ne gândim bine ce ni se spune despre ce este vorba, nu, nu cred că mai putem să rămânem pasivi. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poate vedea. Adică te uiți, dar nu vezi. Adică citești, dar nu înțelegi nimic. Experiența aceasta a nașterii din noi este cutremurătoare. Nicodem s-a uitat la vârsta lui, s-a uitat la poziția pe care avea el în biserică s-a la experiența vieții lui, s-a uitat la felul cum îl privea toată lumea pe omul acesta și să-mi spui mie, într-o clipă de felul acesta, că trebuie să nec totul. Pe ce eu sunt cu tare sau cu tare după stradă care a făcut lui eu în viața mea n-am făcut așa ceva. Pa mai mult, eu spune, în viața mea n-am lăsat gândurile să-mi ble... Mulțumesc pentru apă. În viața mea n-am lăsat gândurile să-mi umble aiurea. Cum poți să-mi spui mie așa ceva? Înțeleg să spui unui fără de lege care stă cu ochii în computer, murdar și sufletul din el și cuvintele și totul pute. Nu poți să stai în prezența omului ăsta care stă acolo și urmărește tot felul de mizerii. El da să se nască din nou. Dar îmi spui mie, dacă mi-am lăsat ochii vreodată să privească o fecioară, am, am, avut imaginații din astea spurcate în viața mea. Dumnezeu știe ce gânduri am avut. Dacă am lăsat gândul meu să-mi zboare dată, dacă am pus mâna pe ce mi-a dat Dumnezeu și am ținut pentru mine, vreau să... Nu, din potrivă. Întrebați orfanii, întrebați copiii, întrebați lumea întreagă. Cu toată lumea am împărțit ce am avut. Ca să spui unui astfel de om să se nască din nou, nu cred că este o experiență ușoară pentru cineva. Este mai ușoară, așa cum am învățat în uh, studiu precedent: este mai ușor să te lepezi de fără de legi abominabile decât de îndreptățirea de sine. Este mult mai ușor să te lepezi de zgârcenie decât de risipă. Acestea sunt lucruri care ar trebui fiecare să se gândească la el în dreptul vieții lui. Dar când Domnul spune: trebuie să te naști din nou nu se adresează unui nelegiu de pe stradă, unuia de la clubul de noapte, unui care șănește sufletul cu pornografie, nici pe departe așa ceva. Unui om care înjură, blesteamă, mănâncă sau bea sau desfrânează sau tâlhărește pe un altul. Se adresează unui nobil. Se adresează unui om pe care respectă o lume. Se adresează unui om care are în spate o experiență religioasă de o viață și ale cărui căi sunt ireproșabile, nu ajungea acolo altfel. Ca să spui acest lucru unui astfel de om, mi imaginez cât de puternic a fost descumpănirea. Să că la anul nou acum se iau hotărâri. <laughs> Ce glumeți suntem. Mi-a plăcut de unul, zice, nu vreau să iau hotărâri pe care nu le împlinesc. El a scris pe hârtie, vreau să iau numai hotărâri pe care le împlinesc mă voi îngrășa anul ăsta, a luat prima hotărâre. M-au hotărât să mă îngrașa anul ăsta. Anul ăsta am să mă uit mai mult la televizor, anul ăsta am să citesc mai puțin Biblia, anul ăsta a luat hotărâri pe care a fost sigur că le împlinește. Le-a împlinit omul, n-a rămas una. Altcineva a luat alte hotărâri și a spus, zice, uite, e luna februarie. Și toate hotărârile pe care le-am luat la începutul anului sunt exact acolo unde le-am luat, adică în dosar. Nici una n-a trecut. Nu există, a zis un altul. Nu există mai benefic pentru corp decât să te scoli dimineața, să faci o tură, să alergi în jurul parcului la șase dimineața, când este aer proaspăt și nu există benefic. Îl ascultă un prieten al lui, mira, zice, de când practici așa ceva? De ce începând de mâine? Era hotărât omul. Acestea sunt numai jucării. Am văzut în timpul săptămânii de rugăciune ce de oameni cocoșați mărturisesc cu tare. Să uite și la ce sunt între timp, știi când mărturisește, vai ce păcătos a fost anul trecut, după ce trece anul ăsta, la fel spune anul viitor, hotărâri, anul acesta doamne, anul acesta vom face, vom fi, vom drege. Ce vrea să spună ideea aceasta? Eu nu ridiculizez pe cineva care ia niște hotărâri sănătoase. Nu fac așa ceva. Dar ce vrea să spună ideea aceasta în sine de a spune niște ținte? Vrea să spună Că ești bun și că vrei să fii și mai bun. Vrea să spună că ai făcut bine, vrei să faci mai mult bine. Simplu. Dar aceasta, acest lucru nu este ceea ce vorbea Isus cu un om ca acesta. Isus îi spune altceva. Tu trebuie să recunoști că întreaga ta viață spirituală, întreaga ta viață religioasă este un faliment total. Tu trebuie să mărturisești acest lucru. Trebuie să lași în urmă, ta, trebuie să te naști din nou, să pornești acum ca un copil. Pe cum, după atâția ani, să-mi spui să pornești de la capăt? Iov luptă tocmai împotriva acestei expresii pe care Iisus o spune, trebuie să te naști din nou. Și se bate cu Dumnezeu. Și spune, își descrie viața în, în, în termenii cei mai vii posibili. Cum poți să spui unui astfel de om? la un moment dat provoacă pe Dumnezeu, a spus, vino aici, vino cu acest să stăm de vorbă. Dacă este ceva care știi că am făcut și n-am mărturisit înainte, că mi-am ascuns fără de legile ca oamenii, vino cu acest și spune. Vreau să iau un... aș vrea să te găsesc undeva, dar te ascunzi. Vreau să te găsesc undeva să stăm de vorbă, dar nu se poate așa ceva. Și, -și își descrie viața fără nicio teamă înaintea lui Dumnezeu. Că altfel Dumnezeu însuși a spus despre el, uite un om neprihănit, uite un om care se teme de Dumnezeu, credincios lui Dumnezeu însemnează și uite un om care se abate de la rău. Ăsta e omul. Dumnezeu declară în acest fel. Deci era real omul. Nu era un, o imitație din aceasta fără valoare. Era real în ceea ce a vorbit, în ceea ce a făcut în viață. Omul acesta era ce se vedea. Nu a fost nimeni. Prietenii lui, într-adevăr, nu s-au dat înapoi să spună, a, nu, nu se poate, nu crește papura fără baltă. De moment ce avem papură aici, sigur există o baltă. Adică nu este fum fără foc, zic românii. Nu se poate așa ceva. Din moment ce uh, suferi, este clar că ai comis-o fără de lege. Nu am nevoie să știu care e în secret. Cine este ca tine care bea în ca apa? Mă l-ai auzit pe omul ăsta chiar să bea nelegiurea vreodată ca apa? Când l-ați auzit în jurând, vorbind neglijent? Când l-ați văzut pe omul ăsta lacom? Când l-ați văzut pe omul ăsta desfrânat sau hot sau tânăr? Dar lor nu le e greu să spună, nu, 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 bă, acesta, pf. din start, din start, n avem ce mai discuta. Oricine suferă în felul acesta este rezultatul unei vieți de fără de lege. El nu poate fi convins. Nu poți să nu poți, necredința ta nu mă va convinge pe mine de ceea ce știu despre mine și ceea ce Dumnezeu știe despre mine. El nu încearcă să convingă pe prietenul, el, el vrea să-l convingă pe Dumnezeu, el vrea să discute cu Dumnezeu. în coace tu. Tu ești martorul vieții mele lăuntrice. Tu știi ce a fost în sufletul meu. Lasă pe ăștia care îmi spun mie că am băut fără de legea ca apa. Ei se știu pe ei săraci din cauza asta. <laughs> da, era să dau un exemplu. Eu luptă cu Dumnezeu, își apără condiția lui spirituală înaintea lui Dumnezeu. Se apără de ceea ce îi spune Dumnezeu lui Nicodem aici. Se apără de cuvintele astea, trebuie să te naști din nou. Cum să mă naști din nou? Când, uite care este viața mea. Că nu am făcut toate de săvârșit, nicio problemă. Iau hotărâre acum la săptămâna de rugăciune, la anul nou. Mergem mai sus, mai, mai departe. Mai... Dar ca să-mi spui să neg întreaga această viață acest lucru îi spune lui Nicodem Mântuitor. Iov continuă să se apere, continuă să se apere, intervine Elihu, care vorbește ca și, la fel de greșit ca și prietenii ceilalți. Elihu devine apărătorul lui Dumnezeu și spune, băi, mai omule, indiferent cine ești sau ce ai făcut, ce n-ai făcut, trebuie să știi că Dumnezeu e Dumnezeu, nu are sens să te judești cu Dumnezeu. Dacă El ți-a spus ceva, nu mai discutăm acum cine ești, cine nu ești. Taci și așa se însărână. Asta spune Elihu. Dar Dumnezeu îl încadrează pe el, pe Elihu, la rând cu prietenii el lui zice, niciunul dintre voi n-ați vorbit așa de drept ca omul ăsta. Omul ăsta a spus adevărul despre viața lui. Dar adevărul acesta nu l-a putut salva. Nu l-a putut salva. Așa era. Tot ce a spus el despre viața lui era adevărat. Dar ce cu asta? Cine poate fi mântuit pentru faptul că are gândurile curate și pentru faptul că nu mi-a lăsat ochii vreodată să se uite unde nu trebuie? Cine poate fi mântuit pe baza aceasta? Știi cine e ăsta care nu și-a lăsat ochii să se uite unde trebuie? E născut în fără de lege și în păcat. Ăsta care a făcut toate faptele astea bune despre care se amintește aici, el care, care a fost învățătorul tuturor care a ridicat pe alții, care a, a fost o binecuvântare pentru lume. Omul acesta s-a născut condamnat, din naștere. S-a rătăcit la ieșirea din pântecele mamei lui. Ăsta e omul. Poate fi Iov mântuit pentru faptul că are cugetul atât de curat, pentru faptul că a împărțit oceaua, pentru faptul că a fost atât de cred. Poate fi omul acesta mântuit. El luptă și apără și se apără teribil până în momentul în care îl vede pe Fiul lui Dumnezeu. În momentul când l-a văzut pe Domnul, două lucruri se petrec. Tot trecutul lui este uitat, este urât, este dezgustător încât el spune mi scârbă de mine, nu am văzut chestia în cele 40 de capitole că ai vorbit până acum. N-am văzut că ți-ar fi scribă de tine. Am văzut că ți-e drag de tine. Am văzut că ești așa de îndrăgostit de tine că ai amintit toate aspectele vieții în care ai fost foarte credincios. Ești pur și simplu un narcisist. Ai venit în fața lui Dumnezeu și ai spus dau zeciuială, posteză dor pe săptămână. Uite cine sunt. Erai îndrăgostit de tine. Nu am văzut în acest... Niciun om credincios pe pământul acesta niciunui om credincios nu-i va fi scârbă de sine care, care n-a văzut pe Isus. Trebuie să, trebuie să vezi pe Iisus ca să poți să-ți dai seama că viața ta de credință extraordinară în lumina aceea este o mizerie, de fapt. În întuneric, cu adevărat, strălucești ca o lumină. Nu știu dacă ați observat ce subtil este Domnul acolo, spune, nu e nimeni pe pământ ca omul ăsta. Adică e vorba prin comparație cu oamenii. Spune Pavel despre Abraham, zice, într-adevăr, omul are cu ce să se laude. Dar nu la Dumnezeu. A nu se confunda. Are cu ce să se laude la biserică aici a să se dea mare, în societate, între vecini, între colegi, între prieteni, când se duce în țară, spune ce funcție a avut în urmă cu câțiva ani era unul care se recomanda și spunea, sunt fostul secretar de la biserică, în trecut, vreo 5 ani de când fusese secretar la biserică, dar el a rămâlui ceasul acolo. Adică te poți da mare între oameni. Dar cum să te dai mare în fața lui Dumnezeu? În momentul în care îl vede pe Iisus, Iov condamnă trecutul lui cel curat, cel credincios, cel devotat. Despre aceste lucruri, spune el, îmi este scârbă de mine mă pocăiesc. Care e păcatul de care s-a pocăit Iov? Nimic altceva decât păcatul îndreptățirii de sine. Ce greu! Mai repede te pocăiești de curvie, de hoție, de tâlhărie, de orice pe lume, că știi că asta e păcat și rău. E simplu, nu ai nevoie să-i convingă nimeni. Mai repede te pocăiești de acest lucru decât să te pocăiești de îndreptățire de sine. Dacă să te pocăiești spunând, mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca acesta de este lângă mine acum, mai ușor. A trebuit o luptă teribilă. A trebuit o boală fizică teribilă peste corpul lui, ca să-l ajute să înțeleagă că pe cât era de bolnav corpul, pe atât era de bolnav sufletul. Cum să-l convingi pe un om de așa ceva? când el continuă să se apere, când el continuă să spună faptele reale din viață. Uite care a fost viața mea. Nu înțeleg pentru care, întreabă el, pentru care din fără de legile mele mă urmărești. Spune-mi, vin coci, dar te ascunzi. Nu vrei să dai față cu situația în care suntem aici. Cât aș vrea, spune el, să viu înainte atac, să-mi port mărturia pe umăr, să demonstrez, uite faptele, n-am de unde să te iau, te ascunzi. Dar în clipa în care vede pe Iisus, atunci în sfârșit masca îndreptățirii de sine cade jos. Discutăm de un om credincios? Nu discutăm de... Unui om credincios îi spune Iisus, trebuie să te naști din nou, frate. Nicodem continuă să lupte. Cum se poate naște un om bătân? Adică pot să am o viață care am mers pe calea credinței, am atâția ani de când sunt pe calea credinței. Am următoarele pedigree, am făcut asta, am făcut. -o. Cum se poate să spui unui om bătrân să se nască din nou? Înțeleg să spui unui tânăr zăpăcit, murtar, care pf, cine știe după unde vine, dar să-mi spui mie așa ceva care. Cum se poate naște un om bătrân? Iisus îi răspunde, fără să țină seama de aluzia lui, adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția cerurilor. Noi am confundat nașterea din nou cu scufundarea noastră în apă. Cei care nu botează prin scufundare, îi numesc pește la scufundători. Deci în război există niște trupe care lucrează, scufundă vapoare, submarine, cu torpile, cu chestii. Îi numesc pe cei care i-am auzit personal, scufundători. Noi am confundat scufundarea aceasta în apă cu nașterea din nou. Departe. Nașterea din nou nu poate avea loc decât la întâlnirea cu Isus. Și am șansa să petrec în Biserică zeci de ani și să nu mă întâlnesc niciodată cu autorul. Am șansa să învăț despre el tot felul de teorii, niciodată să nu mă întâlnesc cu el. Mi-a plăcut mult comentariul pe care l-a făcut Cornel la întâlnirea noastră de studiu biblic de aici. Este vremea să trecem de la cele care vorbesc despre el la el. Este vremea să ne întâlnim cu realitatea. Templul, legea, religia, cântările, toate aceste lucruri sunt mijloace, instrumente, unelte, care au ca obiectiv să mă ajute pe mine să-l văd pe el, să-l cunosc pe el, nu despre el. Puterea învierii lui, părtășia suferințelor lui. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Trăim într-o lume care caută soluții disperată și disperate. Trăim într-o biserică ce se zbate și se zbuciumă ca să evite acest cuvânt al lui Dumnezeu. Nu știu dacă în timp ce predic mi-e Sufletul mișcat de ceea ce scrie aici. Nu-mi place de mine. Și dacă în timp ce mă asculți chiar ei personal aceste cuvinte că Dumnezeu spune ție trebuie să te naști din nou. Poate fi vorba de cineva de peste mare, din partea altă, nu știu dacă e vorba de mine, eu sunt, chiar de tine este vorba, chiar de mine este vorba aici. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne îmbunătățim, să ne reparăm, să ne revopsim, să ne remodelăm. Ați observat că America este marcată de remodelare există companii incredibile care se numesc remodeling. Ia o casă veche, o ruină și o remodelează. Și a făcut-o nouă. Credința în Hristos nu este un business de remodeling. Este acela de a muri și a te naște din nou. Omul acesta a rămas șocat. Adevărat, adevărat vă spun dacă nu te naști din nou cu niciun chip. Chiar nu există nicio cale. Cu niciun chip. Mântuitorul continuă să vorbească cu omul acesta. Uite cum este, cum se petrece această misterioasă experiență din viața unui om. Ai citit în Biblie cum a înălțat Moise șarpele în pustie? Da, am citit un șarpe de aramă, pune într-o prăjină acolo. Și oricine s-a uitat acolo, a fost vindecat. N-am găsit nicăieri în medicină sau în farmacie că dacă te uiți într-o parte să te uiți în alta, dacă te uiți la ceva sau la altceva, ești vindecat. Uite, -te. doamna doctoră, din cap și ridic, nu am niciun am citit așa ceva. De când sunt? Domnul îi spune, așa este nașterea din nou. Nu prin sisteme, prin doctrine, prin. Și este o experiență personală a lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, sistemele, bisericile, doctrine, toate astea sunt mijloace ca să te conducă la doctor. Ele nu te pot vindeca. Doctorul este cel care te vindecă. Vindecătorul te vindecă. Dacă faci din ele vindecătorul tău, niciodată. Îi spune lui Nicodem, uite, ceva misterios, ceva supranatural, ceva care nu intră în ordinea obișnuită a lucrurilor. Cine privește? Vă rog să mă letați. cine privește cu credință acolo a fost vindecat. Asta e nașterea din nou. Pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și lui, acestui om credincios pe care Domnul îl invită să moară, și îl invită să se nască din nou lui rostește Domnul textul cel mai frumos din Scriptură, cel mai citat de sub ceruri. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Suntem atât de păgâni în gândirea noastră. Dumnezeu nu ne-a iubit după cruce. A murit Isus acum l-am bunat pe Dumnezeu. Nu? Dumnezeu ne-a iubit înainte de cruce. Pentru că ne-a iubit, de aceea a avut loc crucea. Aceasta este ordinea dumnezeiască a Scripturii. Acesta este Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Mijlocirea lui Isus înaintea lui Dumnezeu îți trebuie răbdare și nervi de oțel să asculți pe unul predicând cum se roagă de Dumnezeu, Iisus de Dumnezeu Tată, te rog eu pentru ăsta să ține la el că o ia pe partea altă pe partea asta. Tată, te rog eu pentru el uite Tată, ia uite ce de sânge am mai, ce monstru este Dumnezeu acesta? Care tată? O, dau um, exemplu ăsta cu soțul condamnat la moarte și soția urcă în tur la bisericii, se prinde de limba clopotului uriaș când urmează să fie tras clopotul atunci trebuie să fie executat uh, cel condamnat, soțul, ea se prinde de limba clopotului, o izbește de, în dreapta, în stânga, judecătorul este o mică, nu s-a auzit clopotul și spune, vreau sânge, cine a întâlnit să facă treaba aceasta? Și femeia vine și arată mâinile pline de sânge, cum a fost izbit acolo și judecătorul a văzut sânge și gata, l-a iertat pe... Zice că așa ar fi mijlocirea lui Isus sau îți trebuie nerv de oțel să asculți o predică de asta îți trebuie răbdare, îți trebuie... Trebuie să stai în rugăciune. Eu stau în rugăciune. Ca să nu-l bat pe ăsta de, la, de ține predica, stau în rugăciune liniști. Doamne, ai milă de omul ăsta. Ajută-l să te cunoască cum ești. De unde te-a inventat omul ăsta așa? De unde te-a vopsit omul ăsta în felul acesta? Asta e ceea ce îi spune domnului Nicodem. Trebuie să înțelegi că atât de mult a iubit Dumnezeu, Dumnezeu, a iubit lumea aceasta. Cum poate să înțeleagă omul ăsta care condamnase toată lumea la pieire, care a spus că nu e nimeni mântuit decât el, cum poate să-l înțeleagă omul ăsta că Dumnezeu a iubit lumea aceasta pe care el a condamnat la moarte? E aproape imposibil. E aproape imposibil. Nu poți să-l vezi, nu-l vezi pe Dumnezeu cum este, ci cum ești. n cum. Asta e lentila prin care privești. Și îi spune lui Nicodem, înțelege că acesta este motivul pentru care Dumnezeu a dat pe singurul lui Fiu. El nu vă iubește pentru că Isus a murit pentru voi, ci Isus a murit pentru voi pentru că Dumnezeu vă iubește. Oricine, nu se poate, Doamne, oricine, adică, păi, dar noi nu suntem poporul ales, ce oricine? E asta e o expresie care, cum adică oricine? Vezi, când ți-am spus că trebuie să te naști din nou, ai zis că n-ai în ce privință. <laughs> Dacă stai puțin și te mai uiți, mi se pare că nu mai rămâne nimic din ce este în tine care n-ar trebui născut din nou. Oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. O oh, cât aștepta ei cu sete ca Dumnezeu să-i șteargă păștele după fața pământului. Nu. No. Nu era aceasta spre onoarea lui Dumnezeu ca să-i ștergă de pe fața pământului. Când l-a încercat pe Moise cu treaba asta, domnul, Moise a spus, nu este spre onoarea ta ca să-i ștergi de pe fața pământului. Spre onoarea ta ar fi dacă poți să-i mântuiești pe idolatrește, să-i înveți să nu se mai închină la vițel de aur, să-i înveți să nu mai joace, să nu mai facă lucrurile care le-au făcut acolo. Asta ar fi o onoare pentru tine. El pledează cu Dumnezeu, îți dai seama ce ar spune despre tine, egiptenii, că noi despre tine am vorbit. Îți dai seama ce ar spune despre tine când ar auzi că i-ai luat pe ăștia, i-ai scos din Egipt, i-ai dus pe drum și i-ai omorât pe toți în pustie. Ar spune că n-ai fost în stare să-i duci acolo. Îți dai seama ce dezastru ar fi acesta. Moi se luptă, luptă cu Dumnezeu și Domnul zâmbește. Îmi imaginez, zâmbește, îl îmbrățișează, măi copile, măi băiete, tu ai înțeles lucrurile. Asta e. De aceea numește în Biblie prietenul lui Dumnezeu, zice, vorbește cu el cum vorbește un om, cu prieten lui. Oricine crede în el nu este judecat. Nu în asta constă judecata. Cine crede în mine, spune Mântuitorul, nu mai vine la judecată. Discutarea ma trebuie treburi despre judecată. Fel și chip de păreri de imagine. Nu, cine crede în mine nu mai vine la judecată. A trecut din moarte la viață. Direct. Fără judecată. Aceasta a fost judecata. Judecata are loc chiar acum, a spus Domnul. Cine refuză pe Fiul lui Dumnezeu a și fost judecat pe loc. În aceasta constă judecata de apoi se petrece astăzi. Cine refuză pe Fiul lui Dumnezeu a și fost judecat pentru că nu a crezut în singurul Fiul al lui Dumnezeu. În unicul mijloc pe care l-a dat Dumnezeu pentru mântuirea noastră, ce altcineva? Evrei, capitolul 6, 10, nu rămâne un alt mijloc pentru mântuirea cuiva. În momentul când ai respins pe Iisus și te-ai încrezut în altceva pentru mântuirea ta, nu mai rămâne un alt mijloc de mântuire. Oricine crede în el nu este judecat. Dar cine nu crede în el a și fost judecat. Pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Nu trebuie o altă judecată. Aceasta e judecata în sine. Atât în ce privește păcatul, cât și în ce privește neprihănirea. Are în sine judecata și răspunsul. Spre exemplu, Biblia spune despre curvie că este o pedeapsă, auzi. noi o privim cum ar trebui pedepsit ăsta care face așa ceva. Ce ai să-l mai pedepsești, mă, frate? Nu e destul de bătut de soartă. Că nu-și va mai găsi săracul cinstea pe pământ. Rușinea îl va însoți până în groapă sărmanul pentru 5 minute, 10 minute. El știe spurcăciunea de el ce s-a întâmplat. Păi asta, zice Biblia, pentru cine vrea să-l pedepsească Domnul, îl dă pe mâna ei. Adică păcatul este în sine o pedeapsă. În sine. Neprihănirea are răsplătirea în sine. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, nu mai vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. Cine nu crede în el, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Am discutat aici, au, oh, dar care va fi judecata? Ce se va judeca? Păi să vezi că faptele, interpretările, concluziile, că am spus noi, simplu mântuitorul nostru definiție aici. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. În asta constă judecata. Am învățat în ocazia precedentă aici că este mult mai ușor să scap de ură decât de iubire când o aplica iubirea unde nu trebuie, știți ce îmi spunea o, o doamnă în vârstă? Am ținut o predică în casa Dumnezeu, am invitat pe vecine acolo. Nu s-a sfit, avea un flanel alb de lână, vreau să spun, nu s-a sfit să stea ca mărturie, zice, vreau să fiu martoră cu viața mea. La ceea ce am auzit o predicat în seara aceasta, în casă la mine. Și ne-a spus când avea 24 sau 25 de ani. Și s-a îndrăgostit de cineva care nu s-a îndrăgostit de ea. Și povestea, care avea aproape 80 de ani acum, a zis, zice, ardeam de vie. Ardeam de vie. Nu știam ce pot să fac. Mi-am dat seama că va trebui să fac una din două lucruri. Urmă predau lui Dumnezeu, mi-au zilele. Și am ales. Să-mi apredau lui Dumnezeu, știți cine a spus? Zice, acolo m-am plecat, lângă patul meu. Și am zis, Doamne, eliberează-mă. Deci, într-o clipă, a rup Dumnezeu ceva în mine. Într-o clipă. Aici, Mântuitorul arată pericolul acesta teribil, judecata de apoi constă în faptul că oamenii au ajuns să iubească în tunericul. Nu te poți juca cu puterea iubirii nu te poți juca, un om mai degrabă moare este omorât de propria lui dragoste Solomon a fost, spune Biblia, a fost târât de dragoste La te trăște te de groază nu nu există scăpare oamenii au ajuns să iubească întunericul, să ne rugăm lui Dumnezeu din suflet, Doamne ferește-mă să nu cad victima propriei mele iubirii să n-ajung să iubesc ceea ce Tu mi-ai spus să urăsc Ajută-mă să iubesc ce este vrednic de iubit. Vă amintiți că Pavel ne spune această frumoasă urare încolo fraților? Tot ce e vrednic de iubit. Treparea care trebuie să tulbure sufletul meu este aceasta. Ceea ce iubesc eu este vrednic de iubit? A spus Dumnezeu că e vrednic de iubit, așa ceva? Ce e vrednic de iubit? Aceea să vă însuflețească. Continuă Mântuitorul spunând, oricine face rău răște lumina, nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Asta e adevărat, motiv. Când i-au auzi pe cineva că își bate joc de Evanghelie, că își bate joc de Biblie, de credința în Dumnezeu, etic, știi care e motivul? Ți-a spus Domnul Hristos. Omul ăla are o problemă. Azi dimineață, pe întuneric citi despre Nice, auzi, zice că a trăit cu sora lui. Toată viața și, și scris o carte controversată, eu și sora mea. E normal să îți bați joc de Dumnezeu? E normal să spui că nu crezi în Dumnezeu? E normal să îți bați joc de Evanghelie când ai o astfel de viață? E normal. Când vezi în tine tendința aceasta de a rezista luminii, de a o lăsa să treacă mai departe pe lângă tine, nu, nu vrei să-i acorzi atenție, Pune-te, rog, această întrebare lucidă. Care din obiceiurile din viața mea, într-adevăr, este cel ce mă face pe mine să-i spun uh, cuvântul Lui Dumnezeu? Treci mai departe la următorul. Am ceva în viață, ceva pe care îl iubesc, la care țin mie frică, nu cumva credința în Hristos să-mi ia idolul pe care îl iubesc. Stai lucid. Oprește-te. Studiază viața, nu va fi departe. Imediat vei afla. Nu are cine să te cunoască mai bine decât tine. Ai să-ți dai seama pentru care lucru din viața ta ești dispus mai degrabă să lepezi lumina, ai ajuns să iubești întunericul. Asta e nebunie, într-adevăr. Asta e nebunie. Nu poți să fii sănătos la cap, să ajungi să, să urăști lumina și să iubești întunericul. Dar asta se întâmplă. Bun, atunci trebuie să mă întreb ce este în viața mea care mă face pe mine să fiu indiferent față de lumină. Știți că ura nu este... Nu este semnul, nu este lipsa dragostei, opusul dragostei, ci indiferența. Noi nu urâm lumina, oh, totuși ziua vorbim despre ea, totuși ziua predăm la altora, totuși ziua predicăm, o citim, noi nu urâm lumina, dar noi suntem indiferenți față de ea. Ea nu are niciun cuvânt de spus în viața noastră. Au venit oameni, au spus, unde trebuie să se nască împăratul? A dat citatul, mica cinci au căscat și au plecat apoi și s-au culcat în Betlemul din Iudea pentru că este scris cu Au dat textul. Dar niciodată n-a atins sufletul lor. Niciodată nu le ars inima. Trebuie să te naști din nou. Și aceasta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Am citit ieri o carte, Eu o zice, a fost publicată în 2008 în România, în librării, în 2010 a fost interzisă, a fost scoasă de acolo. Dar acum e pe internet ce ți și cu internetul ăsta. Unu, un cetățean vorbește profetic. Asemenea celor trei mari profeți a fost Chesterton, Orwell și Lewis în secolul trecut în Anglia. Ăștia au fost profeți. Când ați citit ferma animalelor de Oriel, acolo a vorbit un profet despre cum va arăta lumea comunistă. Citiți, bădeți, puteți, să luați filmul, puteți să citiți cartea Ferma Animalelor, se numește. Mi-ar place dacă cineva scrie o carte intitulată Biserica Animalelor, ar fi foarte interesant. 1984, de asemenea, care era 48, dar a pus el 84 ca să nu-l prindă. Ete că l-a urmărit să-l omoare în Spania și așa mai departe. Ăștia au fost trei profesi. Omul ăsta care scrie cartea asta vorbește profetic. Vorbește de China, vorbește de Statele Unite, vorbește de Germania, vorbește de Europa, vorbește de contextul economic, spune cum s-a ajuns aici și ne spune că în 10 ani se va întâmpla unul din următoarele lucruri. Omenirea întreagă va ajunge sub stăpânirea chineză, până pe chinez care nu îți va da decât să mănânci și să dormi pentru munca pe care o faci. Adio cu americanismele astea, s-a terminat cu ele. 1. 2. Un război mondial atomic care va fi devastator, va lăsa populația Pământului la... Foarte... Nu se poate rezolva altfel. Și trei, Omenirea, se, spune el, va trece printr-o revoluție care își va da seama de o situație, va renunța la stilul ei de viață, va lua măsuri dramatice de sacrificare de sine și va rezolva situația. După care descrie lumea cea nouă, produsul acestei revoluții. Spune cum va fi sistemul judecătoresc, cum va fi sistemul de educație, sistemul politic, etică. Din toată cartea lipsește un singur element: Dumnezeu. Săptămâna trecută am luat cântecul lui John Lennon. Imagine. când ăsta a fost cântat la Olimpice. Pentru prima dată m-am uitat mai de aproape la el. Am rămas șocat. Spuneți, domnule, ce a scris aici compozitorul acesta și muzicianul acesta, el luat din Biblie. Acestea, acestea sunt idealurile lui Isus. El a vorbit despre o lume fără frontiere, el a vorbit despre o lume fără proprietate. El a vorbit despre o lume fără religie. Wow, lui s-a speriat. Am rugat-o pe o tânără. Vrei să reciți poezia asta? I-am dat poezia. Benone Burtescu mi-a făcut versurile, le-a luat din engleză, le-a făcut maestru în limba română. Fantastic. Le-a potrivit pe muzică. Cine vrea să cânte imagini în românește, are versurile de la Benone Burtescu. I-am dat unei tinere psiholog. Mi-a spus, domniță, uite, asta e poezia. Aș vrea să vin seara asta la să citești, să reciți poezia asta. Zici, știu că ai darul recitării. I-am dat poezia, a memorizat-o imediat, după care mi-a dat înapoi și spune, îmi pare rău, eu așa ceva nu recit, nu mă reprezintă. Nici o problemă. Am luat hârtia, am băgat-o înapoi în buzunar, am ținut predica. după predică, disperată, vrea să-mi facă semne din bancă, dacă vrei să spun poezia, acum, acum, știu, până în afară, n-am observat mi-a făcut aceste semne, dar s-a întâmplat că am în călătorit în aceeași mașină apoi spre casă și spune, zice, acum am înțeles ce ai vrut cu cântarea asta, dar când am văzut ce scrie acolo, Auz, imaginează-ți o lume fără religie. Eu nu le cit așa ceva. Și zic, știi cine a zis primul? Nu, John Lennon a spus treaba asta primul. Prima a fost Isus care a spus treaba asta. Știi ce a spus femeii la fântână? Femeie, vine vremea fără religie. Nu o să mai fie religia nici pe muntele ăsta, nu o să mai fie nici la Ierusalim. La Ierusalim, nu? mă, da, mă nu o să mai fie nimic la Ierusalim. Adevărații închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Acesta va înlocui în numita religie. Imaginează-ți o lume fără religie. Are un singur defect cântecului lui John Lennon. Lipsește un singur element din cântecul acesta. Care este acela? Dumnezeu. Lipsește. Și ce zice el? Hai să facem o lume, ce au spus comuniștii, când au venit ei pe arenă. Vom crea paradisul muncitorilor. În lume. Ce a spus Hitler când a început cucerirea lumii? Vă voi da o mie de ani de pace. Ce a spus Napoleon? Ce a spus Kaiserul Wilhelm? Ce a spus dictaturile acestea, imperiile peste tot, Pax Romana? Dar toți au sfârșit în mizerie, în nenorociri inimaginabile. N-a lipsit decât un... Vai ce propunere au făcut omenirii! Ce propunere a făcut? Citiți platforma programa Partidului Comunist, păi e, este incomparabilă. Zici că e luat din faptele apostolilor, nu alta. <laughs> Lipsește un singur element. Dumnezeu. Asta îi spune lui Nicodem. Asta nu se va întâmpla, zice, uite-te cum bate vântul. Asta nu se va întâmpla prin exerciții, prin religii, prin temple, prin... Asta e opera Duhului Sfânt. Asta e opera omului care vrea să se predea necondiționat lui Dumnezeu. N-am văzut parcă niciodată așa aproape duetul acesta dintre Nicodem și Iov. Dar e același, sunt în aceeași gamă. La doi oameni credincioși, Dumnezeu le spune: Trebuie să te naști din nou. Nicodem e rezistent. Dar a luat mesajul. Nu mărturisește nimic pe loc. Nu spune pe loc. Doamne, mi-e scârbă de mine. Vreau să mă pocăiesc vreau să renunț la pretențiile mele, lucrurile care pentru mine erau câștiguri și cu care m-am lăudat, că sunt evreu, că sunt din neamul lui Beniamin, că sunt teat în prejurul ziua 8 -a. etc. Lucrurile astea care pentru mine erau altădată glorie, acum le-am socotit ca un gunoi, m-am născut din nou. Nicodem nu zice treaba asta. Dar a luat mesajul. A luat mesajul. A durat puțin prelucrare periculos, foarte periculos. E una să înghiți medicamentul, e alta să-l bagi în buzunar. Poate piesa aia cu medicament cu tot. E o problemă serioasă. E una să-l iei acum, e alta să ai de gând să-l iei, mine că nu mă cine lua. E problemă serioasă în viața noastră aceasta. Dar eu nu lasă să treacă clipa. Cel mai credincios om de pe pământ de atunci, fără asemănare între oameni, când îl vede pe Domnul Hristos, se naște din nou în prezența Lui. Doamne, mi-e scârbă de trecutul meu de om credincios. Mi-e scârbă de ochii mei care nu s-au uitat niciodată, care n a făcut, care n a adresat. Mi-e scârbă de albul hainei mele când l-am văzut în strălucirea ta. Mi-am dat seama că ăsta era, cum se numea România, rufe înnecate. Nu? Parcă așa le zicea, sunt înnecate astea. Numai în lumina aceasta numai în prezența aceasta are loc această experiență. Iubiții mei, mă rog lui Dumnezeu să nu ne dea o dihnă sufletească. Să nu ne dea o dihnă sufletească. Atenție! Să nu ne dea permis să încetăm rugăciunea. N-ai voie să încetezi rugăciunea, aseară am învățat aici, n-ai voie să încetezi rugăciunea pentru un lucru ca acesta, până nu-ți dă Dumnezeu permis să încetezi. Nu poți să încetezi când vrei tu. El îți va spune, gata. Și permisul de a înceta rugăciunea este, de fapt, răspunsul pe care l-ai primit de la Dumnezeu. Ăsta e semnul de la Dumnezeu, gata, am, am primit răspunsul. Mă rog lui Dumnezeu ca să fie aceasta preocuparea continuă a sufletelor noastre. Rugăciunea noastră pe drum, rugăciunea noastră la lucrul nostru. Oriunde vom alerga, oriunde vom fi, să nu încetăm să strigăm și să spunem, Doamne, dă-ne totdeauna această pâine am vrea să mâncăm din pâinea din care nu-ți mai e foame niciodată. Cine mănâncă din această pâine? Dă-ne totdeauna această pâine, au zis ei. Dă-ne, Doamne, te rugăm, această experiență care nu se poate săvârși altfel decât prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin. Mă invit la rugăciune. Preiubitule Tată, îți mulțumim că ai pătruns în viața noastră. Îți mulțumim, Doamne, că lumina aceasta luminează în întuneric și îți mulțumim că întunericul n-a biruit-o. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat putere și ajutor să nu iubim întunericul, ci să iubim lumina, deși vedem în chip întunecos ca într-o glindă. Îți mulțumim că ne-ai dat puterea să te alegem pe tine, dar, Doamne, te rugăm să ne ajuți ca aceasta să fie experiența vieții noastre, cea pe care ai spus acestui om credincios. Trebuie să te naști din nou. Ajută-ne să înțelegem, Doamne, lucrul acesta. Ajută-ne să înțelegem disperata noastră trebuință. Ferește-ne de rogatele și calmantele acestea. Dă-ne adevărata experiență. Îți mulțumim pentru Duhul Tău sfânt prin care noi oameni născuți pierduți putem să fim născuți din nou și mântuiți în Domnul Hristos. Da. Îți mulțumim, Tată, că atât de mult ai iubit lumea, că ai trimis pe singurul Tău fiu. Și atât de mult ne-ai pe noi astăzi, că ne-ai chemat în locul acesta. Amin. Fii binecuvântat în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.